De data asta am primit un PS4 care nu ia CD-uri. Copilul proprietarului a introdus ceva în unitatea optică și de atunci nu mai merge. Nici n-am apucat bine să scot placaia de metal și direct tot praful a ieșit în față. Am scos cele două șuruburi de la CD-ROM și ia uite ce e înăuntru. Am găsit un elastic care acesta bloca mecanismul să introducă CD-uri. Dacă asta e toată reparația, am scăpat lejer. Aparent funcționează fără probleme. Uite că l-a găsit și pe PlayStation. Pentru că e foarte multă mizerie, i-am recomandat proprietarului o mentenanță și acesta a acceptat. Poate vi se pare că puțin dramatic cu treaba asta că e murdar și că nu știu ce, dar aia dă la bețișoarele alea și gândește-te că alea numai de la cooler. Stai să vezi și iasă din tot playstation -ul. Din nefericire nu pot posta tot procesul pentru că durează destul de mult și ca să dau un exemplu, dintr-o oră două de filmat iasă cam un minut. Și mie îmi plac clipurile astea cu mentenanțe că mi se par super satisfăcătoare și dacă mă gândesc mai bine, acestea mi-au și cel mai mult de filmat și și de editat. Indiferent de cât timp ar dura sau cât de complicat ar fi, eu o să postez cu cea mai mare plăcere. Și așa de încheiere, vă mulțumesc din nou pentru tot sprijinul acordat.